Cristi, mă bucur tare mult că suntem astăzi aici. Mulțumesc că mi-ai acceptat invitația. Salut! Oamenii te cunosc ca director editorial la Ziarul Financiar, dar până aici e cale lungă, așa că mi-ar plăcea să ne povestești un pic mai multe despre felul în care ai ajuns aici, care au fost interesele tale în perioada în care erai în anii liceului sau poate chiar mai devreme și care a fost trasă E, nici profesor. chiar așa <laughs> uh, spre exemplu pentru mine a fi a fost o pur și simplu o întâmplare o întâmplare extraordinară cred că meseria sau profesia de jurnalist este un lucru fabulos da, cel puțin pentru mine a fost un lucru fabulos. Eu încerc să le spun tuturor că m, au o șansă de a vedea de a înțelege ceea ce nu mulți au acest uh, privilegiu. Eu nu am vrut să fiu jurnalist și întotdeauna m am întrebat cum de-am ajuns. Uh, practic așa, eu sunt născut în Suceava, am făcut școala, liceul în Suceava, dar mi-a plăcut foarte mult București, pentru că eu aveam o mătușie și veneam aici în București în perioada vacanțelor. Stăteam câte trei luni în vacanța de Vară. Wow. Și mi-a părut uh, și mi-a plăcut Bucureștiul de prima dată. Mi-a plăcut ceva, a fost pentru mine dragoste, la prima vedere. Mm. Și uh, după a venit Revoluția, am dat la ASE, uh, am intrat la facultatea de Finanțe Bănci. Mm și așa am început uh, cam prin ce ani se întâmpla asta? Asta era prin 1991. Aha, deci uh, 91, după, da, după deci Revoluzia. am terminat liceul în perioada uh, comunistă, după aia am venit la București, mm -hmm. uh, la Facultatea de Finanțe Bănci și la Facultatea de Finanțe Bănci na, așa erau vremurile, se deschidea o altă epocă. atunci, mm. înțelegeam mult prea puțin față de cum am înțeles ulterior și uh, dau dat țin minte că am văzut uh, chiar mergeam într-o seară, era o duminică seara, mergeam cu metrou spre Constantin Brâncoveanu, unde stăteam atunci și am văzut un anunț, era un ziar pe scaunele de la metrou. Atunci era o perioadă extrem de cenușie, uh, metrou era în metrou, exact cum a fost în perioada pandemiei, adică nu prea era lume. Bun, și am luat acel ziar, l-am citit, am văzut un anunț. Ziarul Ora, da, angajează jurnaliști. Ok, și de acolo am uh, luat numărul de telefon uh -huh. și m-am dus la un interviu și așa a început totul. Efectiv totul. Wow, ți minte cu un metro. ziar un ziar în metrou, m-am uitat peste un anunț am văzut, m-am dus atunci când era uh, când solicitau oamenii să vină uh, eram tânăr eram student la ASE și cel care m-a recrutat îi țin minte numele uh, Emil Burloi care ulterior a devenit managerul sau impresarul uh, celor de la sud-est. Atunci, la vremea respectivă era Și am stat un an de zile la ora, da? a fost o perioadă absolut fabuloasă. Da? Ce fel de ziar era? Era un ziar generalist. Trebuia să fie un echivalent al evenimentului zilei. Adică deci era în 1993, era un ziar deținut de Viorel Catarama, care atunci era în vogă, da, era noul capitalism, de, de, de. era în vogă, el ținea acest ziar, era. el ar fi vrut să fie un ziar de dreapta, dar prin structura de conducere a celor care conducea ziarul Nicolae Cristache, el era mai mult degrabă un ziar de stânga. De. Bun, dar eu acolo am învățat. Uh, Primele chestii de presă. Am fost acreditat la guvern. Am avut o șansă extraordinară să văd ce se întâmplă la guvern, la începând de la biroul de presă până la primul ministru. La vremea respectivă, primul ministru era Nicolae Văcăroiu. Uh -huh. Vedeam toate zbaterele de atunci, am văzut toate grevele, toate protestele. Uh, tot acel patrulater roșu care conducea România la acea vreme, tu ce era, era Iliescu, și am văzut, am început să văd de pe, din partea asta baricade respectiv din a fi jurnaliști. Mi s-a părut o chestie absolut fabuloasă. Eu am venit la Se în București cu, cu ideea de a fi banchier Da, și de -aia am dat la Facultatea de Finanțe bănci, Mă gândeam, după ce termin facultatea, mă angajez într-o bancă și voi fi bancher. Îmi plăcea această idee de a fi bancher. Mulți ani m-am întrebat de ce mi-a plăcut atât de mult presa. Pentru că trebuie să spun că eu citeam presă. Uh -huh. La Suceava, mama mea era bibliotecarea cel mai important liceu din Suceava, Ștefan cel Mare. Și okay. acolo mergeam și citeam pe vremea comunismului, citeam presa. Da? Mergeam la mama la bibliotecă și citeam. Citeam uh, Scânteia. Da? ziarele de sport și citeam lumea da? deci înțeleg? interes către ziar totuși era e și era o, aveam spate. o plăcere extraordinară de a citi ziare și închipuiesc zi că eu citeam atunci a, mesajele pe care le primea Nicolae Ceaușescu fie era de ziua lui de naștere fie era de un anumit eveniment congres, sărbătoare, ziua muncii și toate astea uh -huh. șansa mea a fost să fie să înțeleg ulterior peste ani limbajul acelor telegrame, pentru că și acele telegrame pe care le prina Ceaușescu de la diversi lideri comuniști sau organizații, prin aia se dădea un mesaj. La vremea respectivă nu știam, da? Uh -huh. Ulterior, când am citit după 1990, am înțeles ceea ce citeam. Dar cum mi-a plăcut să citesc enorm. Mi-a plăcut extraordinar, deci o plăcere fabuloasă de a citi. Și în momentul în care am intrat în presă, fără, fără a fi cu gândul de a deveni jurnalist, a fost așa o chestie extraordinară. Pentru mine a fost, nu știu, șansa vieții, dacă vrei să-i spui așa, în care eu m-am simțit extrem, extrem de bine în această postură. Pentru că jurnalismul cred că este o profesie extrem de nobilă, da? Hmm. Lumea o înțelege mai puțin, acum, acum totul mai este jurnalist. Corect. Dar. Mă regăsesc în această descriere. Da, ok. Uh, dar să știi că jurnaliștii au o responsabilitate foarte, foarte mare și în ciuda ce ceea ce se spune despre jurnaliști, ok, mai ales acum, în lumea nouă, uh, jurnaliștii sunt extrem de responsabili prin ceea ce scriu și prin ceea ce fac. Hmm bun. Asta a fost a fost așa început. Pur și simplu am intrat la ora m-am simțit extraordinar. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Deci ceva incredibil. Dar ce, ce elemente erau? Mi a plăcut... Pe uh, partea de accesul, faptul că vedeați... Bun, că vedeam, că vedeam atunci cum se desfășoară lucrurile, pentru că înțelegeam mai bine ceea ce citisem sau ceea mm -hmm. ce citeam, mm -hmm. da? pentru că întotdeauna eram avi, citeam evenimentul zilei, citeam adevărul, citeam România Liberă, citeam uh, Tineretul. Nu știu, era teren, era, era o sete, am o plăcere deosebită, extraordinară, de a citi, în primul rând, presă. Sper. Da? Presă. Și în orice moment de a citi multe lucruri, de a fi informat, dar de a informa, așa, o privire mult mai largă. Sper. Da? Bun. Și așa a fost primul an la ora. Eram și la facultate, da? Eram și în presă, îmi dădeam și examenele. A fost ceva fabulos, fabulos. După aia, după un an de zile, Uh, Viorel Cataramă a închis ziarul a fost uh, primul faliment la care efectiv am asistat, da? Mm -hmm. Într-o zi a zis ziarul de mâine nu se mai scoate merge și luați-vă banii de la caserie Ok, a fost uh, parcă septembrie dar n-a fost pentru că atunci se ridica, începea să se ridice mediafax agenția de presă și doar uh, pentru că ei mă cunoșteau doar am urcat de la etajul 2 am urcat de la etajul 8 pentru că ei au venit după mine. Da, și au zis nu vrei să vii la noi. Ah, ce tare. Da, adică nu am stat deloc, ci imediat am fost reangajat, ca să zic recrutat. așa, recrutat și am mers să s-a deschis o lume nouă, pentru că atunci se deschea o agenție de presă era total, puțin total diferit față de un ziar. Uh -huh. atunci ziarul are timp avea timp la vremea respectivă să-și mai așeze informațiile atunci tu la agenție de presă tre trebuia să dai informația la început și a fost foarte interesant pentru că toți eram tineri agenția de presă era înființată de Adrian Sârbu da? Cel care înființase ProFM-ul, Agenția de Presă Media Fac, și ulterior, în 1995, a înființat protv Bun, era canal 31 după aia l-a transformat în ProTV. Uh -huh. Deci, eu am asistat cu ochii mei cum la toată evoluția, la asta, toată evoluția da? și cum s-a făcut și un cel mai important brand din România, ProTV-ul. Uh -huh. Și ce, ce lecții sau ce lucruri au fost așa definitorii în, în perioada aia de început? Uh, în media fax, mulți oameni tineri, care au fost elementele care, uh, nu știu, au făcut diferența, să zic, de a ajuns ProTV-ul și, mă rog, tot trustul ăsta, practic, a ajuns. La vremea un... respectivă era chestie de energie și de noutate. Deci, toți oamenii erau tineri, aveau 20 de ani, 21, 22, 18, și în momentul în care intri în această lume, din care și tu faci parte, pentru că. Tu, și tu participai la crearea ei, uh, era așa o energie pozitivă, fabuloasă. Era ideea de a face lucruri. Da? Noi suntem ziari și încercam să dăm informații, uhum. să aflăm lucruri, să explicăm, da, așa cum puteam noi da? și altora. Uh, sunt lucruri exact cum particip la crearea unei noi lumi. Noi, la vremea respectivă, nu eram atât de sofisticați. Peste ani ne-am dat seama că am participat la crearea acestei noi lumi, cu bune și cu rele, dar am participat la ceva nou care se crea sub ochii noștri. Și atunci asta îți dea o chestie de putere, de apartenență. da? Puteai să le povestești, da, tu ce faci? Sunt ziarist, unde ești ziarist? Uite aici, de da, ce știi, ce afli. Cum e acolo și erai partea unei lumi la care lumea nu avea acces. Dar oricum, era, pentru că era o lume nouă, energie era extrem, extrem de pozitivă. Și întotdeauna este bine, adică lucrurile când se fac o energie pozitivă au o șansă să reușească. Ok, foarte tare și în. în deci, practic. Practic, mediafaxul a fost anterior, a fost primul din tot trustul da, cum ar veni. Da, mediafaxul în... a fost primul din tot trustul care se formase la vremea respectivă, atunci ager presul avea monopol pe piață, dar noi în 4-5 ani de zile am ajuns noi să fim mm. liderul pieței. Și în momentul în care te luptai cu cineva și să fii cel mai bun, să fii primul care să dea o știre era avea un sentiment extraordinar pe care puteai să-l ai Ce subiecte sau care au fost așa titlurile cele mai tari din perioada respectivă la care ai lucrat? Nu știu, multe, mai ales când veneau delegațiile Fondului Monetar Internațional și la aerobor și aflam când vin și așteptam acolo și orice fel de declarații, era ceva extraordinar Doi, țin minte o chestie la vremea respectivă era fondul mutual al oamenilor de afaceri. Uh -huh. da? care era cel mai mare fond mutual la vremea respectivă și uh, eu eram responsabil de el, eram la Mediafax uh, și la un moment dat uh, scăzuse pentru prima dată valoarea unității de fond, care era ceva foarte nou neașteptat. De obicei, adică... Da, se ducea, valoarea unității de fond se ducea în sus, erau oamenii, vreau să-și depună banii, nimeni nu înțelegea ce se întâmplă acolo, dar important era că se depuneau bani, iar cei care aveau să scoată banii, scoteau banii din ceea ce depuneau alții. Bun. Și țin minte că era parcă într-o vineri, eram noi acolo la redacție, venise ca în fiecare vineri venea valoarea unității de fond. Care era pe următoarea săptămână. Era pe fax un ceșaf extraordinar, mă uitam, eu trebuia să dau știrea, că m m-am uitat și ce băiatu, după bă, că ăștia au schimbat, uh, uh, valoarea este mai mică. Da? Uh -huh. Și am dat știrea. Pe moment nu mi-am dat seama. Da? Era și vine seară, nu. Ok, bun. Totul a pornit, lugu Am aflat ulterior uh, antena 1 de duse Breaking News. Da? Aha. Uh -huh. Au, au fost primi pe zona asta, bun, celălalt posturi nu, uh, erau și mult mai puține, iar a doua zi dimineață știu că eram acasă, m-a sunat șeful meu, eram, aveam pe page, răspunde la telefon, am răspuns, era într-o sâmbătă dimineață, zice, băi, ai falimentat fondul, ai scos toată țara în stradă, tu nu știi ce se întâmplă. Și eu zic, băi, Mina, ce s-a întâmplat? Adică că e, că nu s-a întâmplat, adică uh, nu a scăzut valoarea, uh, ai, ai falimentat, uh, ai dat o informație proastă, du-te și rezolvă. Era adevărată. Era, de, era super adevărată și m-am dus și uh, oamenii erau la coadă să scoată banii, erau acolo, am vorbit cu cei de la uh, societatea de administrare, SAFI, ce se întâmplă, ce era acolo, stăteam la uh, la porțile companiei, da, să luăm o declarație, să punem întrebări, nimeni nu vrea să declare nimica, țin minte că m-am întors în redacție și am zis, băi, da, totul este adevărat. Mm -hmm. Wow! Și era acum și noi am dat știrea, a fost ceva fabulos, wow. fabulos. Wow. Bun, acolo privind așa retrospectiv, dar tu trebuie să privești în anii în care erau atunci, adică Ceea ce este acum este ceva nemai văzut, mm -hmm. da? Versus anii ceea ce era în 1993-94-95. Deci breaking news-urile sunt mult mai uh, actuale. Nu, atunci nu era acolo. Mm -hmm. Accesul la informații, mai ales în perioada patrulatorilor roșii, era aproape interzis, cum este acum în, în, în Rusia, mm -hmm. Da. Mm -hmm. Nu era interzis, era mult mai greu, că nu era interzis, era mult mai greu, era total altceva. Adică Tot trebuie, să, la secret, așa. Da, trebuie să privim totul într-un alt context față de acum. Mm -hmm. Atunci ziarele erau de bază, da, televiziunile erau generaliste și nu se băgau în partea socială, politică, decât foarte, foarte rar. Nu, nu exista o alternativă, da, la ziare uh -huh. și ziarele erau foarte foarte puternice și atunci lumea aștepta de dimineață să iasă ziarul. Uh -huh. Și practic așteptai era baza informației. Era baza informației. Uh -huh. atunci, deci fără internet. Acum, fără, fără internet, după aia au venit televiziunea de știri. Adică ulterior baza ziarul în sine a fost înlocuit cu televiziunea de știri și după uh -huh. aia cu internetul. Uh -huh. Uh -huh care au fost lucrurile care ulterior te-au... sau care a fost ok, veni ca jurnalist simplu, bănuiesc Da, era jurnalist simplu la departamentul economic de la Mediafax. Care a fost evoluția în cadru? Bun, Mediafaz. atunci a fost o evoluție, noi am crescut, am crescut divizia economică, am inventat niște produse. Mă uitam la vremea respectivă la ceea ce face Reuters și am încercat să replic aici. Uh -huh. uh, Ulterior, Mediafax a ajuns numărul 1 de pe piață. Dacă spuneai Mediafax, era ceva extraordinar, uh -huh. fabulos. Uh, te Am terminat facultatea? Da, între timp în facultatea. Chiar în timpul facultății mă gândeam, băi, rămân în presă sau mă duc într-o bancă. Da? Uh -huh. Vizam atunci, pentru că eram și uh, mă duceam la conferințele Băncii Naționale și mă gândeam cum ar fi să lucrez la Banca Națională. Uh -huh. Da? Uh, da, uite că presa, a fi jurnalist, a fost o chestie, un sentiment mult mai puternic uh, care m-a ținut aici. Da? Și nu vreau și n-am vrut da, să mă duc de partea cealaltă a baricadei. Dar așa a fost să fie, da? Am stat la Mediafax din 1994 până în anul 2000. În anul 2000 sau în, din 1998 am participat la crearea ziarului financiar. Deci atunci s-au pus bazele? S-au pus bazele. Întâi nu a știu. fost, bineînțeles, o idee, o idee a lui Adrian Sârbu, uh -huh. da, ok, de a avea un ziar de business. Lumea nu prea face diferența între un ziar de business și un ziar economic, da? Okay. E o deci diferență foarte... Fără... business scrie mai mult despre business, despre, Aface. econ... despre afaceri, despre companii, despre uh, cei care conduc companiile, mm -hmm. da? despre antreprenori, patroni, ei cum vrei, da? Mm -hmm. În schimb, economic vorbești mai mult despre macro. Și ideea lui Adrian Sârbu de a avea un ziar de business, da? Așa cum văzuse el la Financial Times și Wall Street Journal. Adrian Sârbu în 1998 a angajat doi englezi, ține minte, doi englezi ca să facă acest ziar. Uh, Joe Cook și David Short. Cei care lu lucraseră de-a lungul anului la The Economist și Financial Times. Okay. Ei -a a, i a, da, -a interacționat cu ei undeva, nu știu, pe la Londra, pe la Praga, pe unul dintre ei luase un interviu pentru The Economist, s-au plăcut și el a zis, ia veniți voi în România și faceți-mi un ziar. Mm -hmm. Și așa a apărut ziarul financiar. Prima. Uh, Prima denumire a ziarului financiar trebuia să fie, sau ceea ce s-a făcut așa în urmă, era timpul afacerilor. Mm -hmm. Financial Times. De, de, Dar de, de. nu putea să fie înregistrat și atunci a venit, Adrian Sărbă a venit cu ziarul financiar. Mm -hmm. Da? Bineînțeles, el începuse, a început în noiembrie 1998, începuse cu un an de zile înainte, angajase oameni, pregătise ziarul. Problema este că din octombrie 1998 a venit criza din Rusia, și în care cheagul care intrase economia românească, după restructurarea din 1997, dispăruse dintr-o dată. Cursul creștea, aveam inflație mare, România era în pericol de intrare în capacitate de plată și. Dar Adrian Sârbu lucrase, cu, lucrase la acest ziar, adică să-l dea pe piață și a luat decizia să-l lanseze în noiembrie 1998, o perioadă foarte complicată cu mineri, cu ăsta da, da, da. și ziarul a apărut așa ca o, nu știu, ca o excepție în piață, tot lumea s-a uitat cu interes uh, englezii vreau să vorbim despre ei aveau teme globale Păi de, de business, da. dar globale? Da, de business globale, ceea okay. ce piața românească nu prea înghitea. Mm -hmm. Adică era... Și atunci ziarul s-a... Trei ani de zile s-a învârtit în cerc. Mm. Trei ani de zile. În loc să fie un ziar de business, era mai mult un ziar uh, politico-economic-social. Ceea ce Adrian Sârbu nu vroia. Mm. Dar mă gândesc că și adică Și numărul antreprenorilor din respectivă. Bun, erau era, unul... bun, bun, era foarte, foarte mic. Uh -huh. Dar nici ca și subiecte nu eram acolo. Mai mult erau scriam despre sindicate, pentru că așa erau și cei care conduceau ziarul, și ulterior, și jurnaliștii care erau uh, aduși. Pentru că m prima dată au fost aduși ziarici cu experiență de la alte publicații și nu puteau să scrie alt decât scriau în uh, înainte. Uhum. A fost foarte greu la început, s-a pus problema uh, închiderii lui, da, dar uh, șansa ziarului financiar una a fost că a fost înființat și a doua că în acea perioadă în cam în 2000, în 99 2000 când s-a pus problema închiderii lui pentru că cei care conduceau direct atunci nu vedeau un viitor. Da? S-au confruntat mm -hmm. cu proprietarul, Adrian Sârbo, care a zis, nu știu ce faceți, dar eu nu îl închid. <gără> eu am venit la ziar la Mediafax în mai 2000. La ziar la ZF? Da, la ziarul financiar mm -hmm. am venit de la Mediafax, mm -hmm. cu toate că participasem la crearea ziarului, la ideea de concepție, am venit uh, în mai 2000. Țin minte, 2 mai 2000 a fost prima mea zi de lucru aici, pe poziția de redactor șef adjunct. Uh, o fată, Corina Vasile, era redactor șef, ea m-a adus, uh -huh. ok? iar uh, Ilie Șerbănescu era directorul editorial. Și în cât timp ați avansat pe această uh. Nu, imediat. Corina, adică, spre exemplu, era, uh, noi ne-am confruntat cu situația din 2000, extrem de complicată. Uh -huh. După aia am făcut o nouă restructurare da, la care am participat în mod direct. Reduceri de oameni, cum vedem în filme, ca să zic așa. Am devenit o echipă foarte mică, am redus numărul de pagini, am încercat să... am renunțat la anumite produse pentru a încerca să ne echilibrăm și uh, în 2000 am schimbat totul, da? Cei vechi au plecat, au rămas cei noi și în 2000 am întors ziarul, adică întors ziarul de la un ziar politico-socioeconomic, uh -huh. a devenit dintr-o dată un ziar de business, cu businessul care era atunci. Și fără să ne dăm seama, ulterior, peste 2-3 ani am dat seama, noi am fost în avant, fără să știm, repet, am fost deschizători de drumuri a ceea ce a urmat creșterea economiei românești, apariția investițiilor străine, apariția multinaționalelor, apariția unor alte modele de business și noi vorbeam despre aceste lucruri. Dacă se întâmplau, eram singurii din piață care vorbeau despre. Eram ceva unic. Ce audiență erau o pe subiectele astea la bun, respectiva. la început nu erau și nici noi nu ne dădeam seama nu, nu, nu puteam să ne comparăm cu uh, adevărul, evenimentul zilei Am, da, România Libere erau da. generaliste pe piață era bursa care a fost primul ziar da? Uh -huh. uh, economic din România, ca să spunem așa, bursier și uh, după aia a fost capitalul săptămânal, care era era foarte puternic, bineînțeles, mai erau adevărul economic, da, da. Uh, economistul, mai erau ziare. Uh -huh. Și noi am început să scriem despre business core cu alt gen de retorică. Da? Dacă în celelalte ziare vedeai că vin străini și ne fură țara, noi spuneam bine că au venit străini, bine că au venit companiile străine, bine că angajează oameni, mm -hmm. bine că vin cu knowledge, da, mm -hmm. cunoștințe, mm -hmm. și f noi am scris despre acest lucru, repet, mai mult dintr-un instinct, eram cu spatele la zid, pentru că trebuia să facem ceva cu ziarul. Și dintr-o dată ziarul s-a transformat. A fost ceva așa, o revelație, într-un termen foarte, foarte rapid, scurt, și uh, noi investitori din România au început să ne aprecieze. Mm. Pentru că eram singurii care scriam despre ei. De bine. <laughs> Poți să-i spui de bine. Uh, eram un fel de, cum, Sorin, Sorin, colegul meu din anul 2000, eu sunt director editorial, Sorin este redactor șef, mm. spunea, băi, noi suntem o scânteie a lumii economice. Mm. Da? Uh, zice, nu era nicio diferență că Ceaușescu a inaugurat Sidex-Gala și noi spuneam că a venit Mintal la Galați să ia Sidex-ul. În esență, este unul și același lucru. Și da, noi scriam despre aceste lucruri, da? Și vedeam sub ochii noștri cum economia României începe să se miște. De la un PIB de 40 de miliarde de euro în anul 2000, cu exporturi de 8 miliarde, Vedeam în fiecare an cum crește. economia crește, inflația scade, cursul se stabilizează și dobânzile încep să scadă. Și dintr-o dată totul a fost așa pozitiv. Da? Mm. Vedeam nume noi care intră în piață. Nu ne deam seama de decizia PDSR-ului de atunci, PSD-ului de la putere, Adriana Stase și Ministrul Comunicațiilor de la vremea respectiv, Nica, cât de mult a însemnat au însemnat facilitățile fiscale date în IT. Mm -hmm. Nu prea înțelegeam, nu, pentru că nu vedeam un rezultat palpabil. Dar IT-ul din România, la bază, a avut și aceste facilități fiscale date pe vremea lui Adrian Astase. Mm -hmm. Care acum sunt puse din nou în discuție. Sunt puse în de... discuție. O, în fiecare an sunt puse în discuție, nu e asta problema. <laughs> și... Atunci vedeam cum veneau IBM Oracle, veneau nume mari. Ce ce? Era în România. Da, da, da. da. Dintr-o dată noi eram candidate la intrarea în Uniunea Europeană. O decizie luată pe anul Constantinescu și când era prim-ministru Mungurii Sărescu. Da. Uh, NATO. Intram în NATO, da? În 2004. Lucrurile au început să schimbe și noi eram acolo. Deci șansa extraordinară pe care a avut o ziarul financiar a fost că a fost acolo la momentul potrivit. Uh -huh. la ziare nu și-au dat seama. Adică nu și-au dat seama ce se întâmplă, nu și-au dat seama cât de mult începe România să se transforme, da? Rămăsese într -o re un, în aceeași retorică a anilor 90, dar între timp începea să formeze acea, ceea ce se cheamă această clasă de corporatiști. Uh -huh. Se închideau fabricile din decizii bune, decizii proaste, începeau să apară clădirile de birouri, începea să apară să apară alte uh, sectoare economice, itnc în și lumea începea să se schimbe, să fie altcumva. Hmm. Și noi era efectiv, nu eram acolo să surprindem ceea ce se petrece care au fost cei mai uh, așa uh, ani în care lucrurile s-au întâmplat cu o viteză foarte mare. Au fost începând din 2003 până în 2008. Au fost niște ani credemă fabuloși. Mm. Deci au fost extraordinari. spre uh, exemplu, eu eram redactor șef adjunct la un moment dat uh, domnul Ilie Șerbănescu plecase cel care era directorul zialului venise Lucian Mândruță a dus un aer proaspăt uh -huh. ca imagine și la un moment dat Corina Vasile care era redactor șef a plecat direct la Raiffeisen și atunci eu am preluat poziția de redactor șef Sorin redactor șef adjunct și a mers, a mers în continuare la un moment dat a plecat și Lucian da? Uh -huh. Noi am mai înființat și o revistă, un săptămânal, al Business Magazine, un produs care a avut un succes după a doua lună, a wow. fost ceva extraordinar. Uh, și la un moment dat plecase uh, cel care fusese redactor șef, acolo am preluat și eu conducerea uh, acestei reviste, o am și acum. Uh, și am devenit director editorial pentru a avea uh -huh. cele două produse în subordine. Uh -huh. Fiecare care, cu redactorul șef. Care crezi, care crezi că au fost uh, ingredientele care te-au propulsat pe poziția asta? Bun. În primul rând, uh, eu sunt un om foarte constant. Uh -huh. Da? Adică nu am fluctuații și am fost acolo, era natural. Eu am preluat poziția de redactor, redactor șef, da? Ziarul a avut succes, un succes incredibil, nici nu-dai seama cât de mare a fost succesul. Și eram acolo în momentul în care s-a înregistrat acest succes. Mm -hmm. Adică important și pentru, și pentru cariera cuiva să fie acolo când se înregistrează un succes. Hmm. Adică dacă piața ți este nefavorabilă, s-ar putea ca totul să fie legat de acest lucru, nu de capacitatea ta, energia ta, inteligența ta, ci pur și simplu piața de este. Moment. De moment piața este diferită. Da? Piața este cu totul diferită. Și bineînțeles, nu a fost o viață tocmai ușoară și pentru ziarul financiar. a, a avut o creștere incredibilă între 2000 Doi, da? 2000, din 2000 a început uh, să intre pe creștere din 2003 cam până în 2008 a avut o creștere incredibilă în care recuperaseră într-un an de zile tot ce pierduseră în anii anteriori wow. și a fost un produs de devenit un produs de succes care era infidiat de către toți ceilalți din piață hmm, ce tare um, având acces la atât de mulți oameni faini Uh, Într-un interviu, m-am uitat, uh, uitat uh, zilele trecute, ai declarat că meseria de jurnalist te pune față în față cu oameni care nu te gândești și nu, no. nu, nu poți spera să îi no. întâlnești. No. Uh, nici președinții, spuneai în acea da. declarație, da. că nu au acces la ce au acces un jurnalist. Bun, e, bineînțeles, ei au acces dacă vor să-l aibă, <laughs> da, dar, da, da, dar timpul se... este limitat, adică mm -hmm. nu e Noi, ca și jurnaliști dacă ești, în primul rând, dacă ești acolo, da, uh, poți să vorbești, să ai acces la oameni de toate tipurile, să spunem, mm. da? Și poți să faci și poți să ai niște discuții, niște interviuri extraordinare cu cei care au făcut lucruri, fac lucruri, uh, în cazul nostru, cei care sunt în business, adică să-i vezi de la început cum cresc mm -hmm. și unde ajung, unii merg mai departe, alții se prăbușesc, cum a fost uh, cazul lui Dinu Patriciu, mm -hmm. uh, este ceva, pentru un jurnalist, este ceva fabulos tare. În, având atât de mulți invitați de calitate, oameni faini, oameni care, uh, unii mai faini, alții mai puțin faini, uh, în orice caz, oameni de afaceri și oameni care au, au avut sau au succes în, într-un anumit uh, fel, în ce fel ți-a influențat deciziile personale? Adică... În uh, niciun fel. Nu? Nu, nu, nu e. Să exemplu, lumea face o confuzie. Așa. Uh, Poate că știu. Faptul că noi scriem anumite articole despre cineva, asta nu înseamnă că noi știm business respectiv. Că noi am putea să-i luăm locul res persoanei respective. Mm -hmm. Noi încercăm să înțelegem cum este business, dar încercăm să înțelegem business la parametri generali, adică ceea ce face compania, ceea ce o deosebește de unii sau de alții care sunt rezultatele, profitul, pierderea, din ce este compusă compania, adică de unde vin veniturile respective, da? Mm -hmm. Știind acest, aceste lucruri, jonglând cu aceste informații și cu aceste idei, oamenii cred că noi am fi buni să conducem companiile respective, da? Adică, domnule, dacă tu știi asta, înseamnă că nu este, nu este, nu este așa. Adică să știi că noi nu facem confuzie între ceea ce știm noi în general despre o companie, despre un sector, versus a lucra acolo. Mm -hmm. A conduce tu sau a avea tu propria companie. Mm -hmm. Eu niciodată n-am vrut să am propria mea companie. Mm -hmm. Da? Cu toate că am scris, scriu, cu toate că mă întâlnesc cu antreprenori care am văzut de la zero până unde au ajuns, nu invidiez deloc. Nu-i nu invidiez ce bani au, da? Uh -huh. Am stat de vorbă cu milionari, uh, miliardari, miliardari în euro, da? Am avut uh, chiar de trei ore am vorbit cu Daniel Dines, da? Ah, de la YPath. Uh -huh. uh, să știi că nu-i invidiez, da? Uh -huh. Știu ceea ce fac ei, uh -huh. cât de complicat și de greu este ceea ce fac. Uh, la un moment dat poți să ai succes, câteodată poți să nu ai succes, da? Uh, și depui același efort, dar repet, faptul că jurnalistul prin ceea ce scrie știe despre ceva, asta nu înseamnă că poate să conducă acel ceva. Și este acea confuzie care se face și în politic, da? Faptul că sunt uh, uh, jurnaliști care poate știu mai multă politică de cei care ocupă locurile. Asta nu îi face să fie buni mm. în a conduce uh, instituțiile respective. Cei care au reușesc să facă trecerea respectivă din jurnalist, să spunem așa, către politică și să aibă succes în doar niște excepții, excepția excepțiilor. Vedem asta. În ultimii ani da. au fost mai mulți care Lumea, au fost. Și sunt mulți arici care fac o confuzie între Ceea ce cred ei da? că pot să facă, și ceea ce pot să facă în realitate când schimbă mm. uh, barca. Întorcându-mă la ce ai spus puțin mai devreme, că ai avut multe interviuri cu milionari și miliardari, ai unu, două, trei elemente care le vezi uh, la toți? Adică poți să te uiți și zici mai un lucru sau două lucruri care sunt comune la aproape toți sunt astea. Unu, sunt serioși. Mm. Sunt serioși, uh, doi, sunt determinați și ambițioși, mm -hmm. da, în primul rând determinarea, trebuie să ai determinarea de a face ceva, mm -hmm. da, și te a trece pentru, peste obstacole, uh, după aia uh, sunt disciplinați, da, Mm -hmm. OK, pentru că dacă nu ai o disciplină internă este foarte greu să reușești mulți dintre ei și foarte mulți au beneficiat de conjuncturi da mm -hmm. mulți înțeleg acest lucru alții nu înțeleg acest lucru da și cred că li se datorează în întregime mm -hmm. contează enorm de mult, enorm de mult conjunctura de piață, poți, enorm poți în vreun fel să o generezi, o crezi sau este o chestie care e total în afara controlului tău? În mare majoritate este când se petrec evenimente, da, este în afara, în afara controlului tău. Nimeni nu știa că vine criza din America, Acă. da? Și nu știa magnitudinea ei și cum ne va lovi. Da? Cu toții am fost loviți în moduri total diferite. Dar, în acest mod, unii cred în anumite idei viitoare da, uh -huh. și riscă mai mult să iasă din criză, alții rămân acolo până trece criza. Uh -huh. Când tragi linii și aduni, vei vedea că primii au ajuns în, înainte. Și cineva, Victor capitanul de la One, One United, uh -huh. poate cel mai mare dezvoltator imobiliar din București la acum, uh -huh. el are o vorbă ce, domne banii se fac la cumpărare. Deci, la cumpărare asta înseamnă când intri. Când intri și când obții, în primul rând, să știi când intri, și al doilea să obții ceea ce se cheamă câștigul primului intrat sau discountul primului intrat. Mm. Da? Deci, acolo se fac banii. Mulți dintre ei au beneficiat de niște conjuncturi absolut fabuloase da? Spre exemplu un care are a cumpărat terenul în anii 90 și are această capacitate de a aștepta da? Tot așteptând, valoarea terenului a crescut incredibil mm -hmm. deci inc incredibil dar el fiind un om al... care a trăit în Occident și a dat seama că la un moment dat România se va duce către Occident mm -hmm. da? că noi nu suntem diferiți față de cum s-a întâmplat în, în altă parte. În Germania anii șapte, 60, 70, uh, Spania anii 70, 80, 90. Adică nu nu noi credem că suntem o excepție. Mm -hmm. Da, Dar să știi că nu suntem. Înțeles. Nu Suntem. Cum s-a întâmplat în alte țări, așa s-a întâmplat și numai la că anumite diferențe, da, de decenii de ăsta. Mm -hmm. E ok. Mm -hmm. Dar să știi că și nu sunt foarte. adică sunt serioși. Determinarea, mi se pare că trebuie să fie o calitate extraordinară, da? Să știi că, să spunem așa, am întâlnit oameni mult mai inteligenți. Dar nu înseamnă că cea, cel mai ridicat nivel de inteligență uh, înseamnă și cel mai mare succes. Mm -hmm. nu? Mm -hmm. De obicei, cei care au cel mai mare succes. Îndeplinesc aceste calități. Sunt mult mai determinați, mult mai uh, ambițioși, au o energie mult mai puternică, uh, sunt mai structurați în idee, adică în tot haosul de idei, reușesc să pună ceva pe piață. Hmm. Da? Și dacă mai beneficiezi și de o conjunctură extraordinară, da? Poți să ajungi foarte, foarte sus. Fine. Uh, am întrebat, te-am întrebat asta pentru că o parte din uh, urmăritori își doresc să fie milionari și e... Să știi că nu e toată lumea să uite la milionar, dar dacă ar sta ei lângă un milionar da, eu am stat lângă să spunem Adrian Sârbu uh -huh. și milionar pe bune și vezi zbuciumul da, de acolo s-ar putea să-ți cheful de a fi tu în postura lui. Serios, s-ar putea. Deci trebuie să ai o încredere. Eu nu știu dacă, spre exemplu, cu ziarul financiar, decizia lui din anul 2000, dacă eu aș fi fost în locul lui, aș fi luat decizia lui de a merge înainte cu ziarul financiar. Mm -hmm. Nu știu. Și de asta este diferența între eu sunt un bun uh, uh, manager, da? Mm -hmm. El este un bun antreprenor. Adică sunt lucruri total diferite. Mm -hmm. Ce tare. De asta spune-tu că nu-i invidiezi? Nu, să știi treftiv. că nu-i și nu mă uit la milioane, nu-i da? Uh -huh. Faptul că ai o mașină sau că. Uh, noi, ca și presă, le numărăm uh, milioanele și miliardele, da? Uh -huh. Până la asta este jobul nostru. noi uităm, vânăm salariile pe care le au executivii, uh -huh. dar eu nu vreau să fiu în locul lor. Uh -huh. Să știi uh -huh. că nu mi-ar plăcea să fiu în locul lor. Uh -huh. Pentru că să știi că și avea milioane pe mână. Este o povară. Lumea râde, dar eu am cunoscut oameni care au avut uh, sute de milioane de euro, miliarde de euro, cazul din un patriciu, și nu aveau nimica. Pentru că nu au avut cultura ulterior. S-au trezit pe munte de bani și nu au avut cultura uh, a ceea ce să facă cu banii. În momentul în care ai bani, începi să-i cheltuiești. Da? Și trebuie să fie atunci, trebuie să fii extrem, extrem de cumpătat, pentru că nu știu dacă succesul pe care l-ai avut mai poate fi replicat. Ce tare. Cristi, mulțumesc foarte mult pentru. Cu plăcere! De azi. Deci, eu pot să spun, cei care, nu știu, au copii, ca să spunem așa, uh -huh. cei care sunt acum, sunt la o facultate, la o școală, au 18, 19, 20 de ani, sunt bine bineveniți la ziarul financiar. Da, Noi am crescut cu oameni tineri, uh -huh. da? am schimbat uh, echipele, echipa până ne-am găsit un drum, a fost foarte complicat, uh, dar pot tuturor să le spun că este o profesie extraordinară, uh. n-aș da-o pe nimic în lume, pe altceva, da? dacă știi să înțelegi la ce ce participi și dacă... Știu, mă ascultă cineva și vrea să vină la ziarul financiar. Ce să fac? Este să mă caute, este sunt bineveniți. Hmm. Da? Nu trebuie să știi absolut nimic, ci singura calitate pe care ar trebui să o aibă este una să fie serioși și doi să fie curioși. Foarte tare. Mulțumesc mult. Cu plăcere. Dacă ți-a plăcut episodul de astăzi, nu uita să-l șeruiești cu cineva. Dacă vrei să ne ajuți și mai mult, Scrie ceva în comentarii. Asta ne va ajuta mult. Ciao, ciao și pe curând!